Bună ziua, numele meu este Haiduc Bianca. Vă spun bine ați venit tuturor care astăzi ați ales să fiți alături de noi, profesori, colegi, prieteni. Atât eu cât și colegele mele suntem onorate să aducem în fața dumneavoastră câteva dintre cântările specifice sărbătorii nașterii Domnului. În fiecare an, Crăciunul, împodobit, cu mese meșugate, colinde, cadouri, reprezintă clipe care ne aduc multă bucurie și pace, iar momentele petrecute alături de cei dragi sunt unice. De aceste sărbători, vă dorim ca nașterea Domnului Iisus să vă lumineze sufletele, casele, să aveți parte de sănătate, belșug, fericire și mult succes în noul an. Studentele specializărilor PIPP și Pedagogie anul 3 Cluj-Napoca au marea onoare de a aduce în fața dumneavoastră câteva colinde special interpretate pentru a vă bucura sufletele. Vă invităm să ascultați și să vă bucurați alături de noi. Colinde, 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 col
Firesc ar fi, dacă o să îmi trag de sărbătoare, să răspunde prin colind. Dar nu vrem să întinem într-un fel colindul vostru extraordinar, de aceea dați-mi voie, ca numele colegilor mei, să vă adresez doar o întreită mulțumire. Mai întâi pentru că păstrați tradițiile. Spun tradițiile și nu tradiția, pentru că, pe de-o parte, păstrați tradiția strămoșească și puțin sunt cei ce mai fac. Și pe de altă parte, pentru că păstrați o tradiție pe care dumneavoastră ați instituit-o. Am avut mare emoție anul trecut când am văzut că spargeți tradiția. Colegii mi-au spus, nu mai vin colindătorii. Nu știu pricina, dar ne-am bucurat-o acesta când, grație acestor canale moderne de comunicare, am fost reinformați, să vorbesc într-un limbaj de lemn și gol, că veți reveni și ne bucură mult acest lucru. De aceea, prima mulțumire este pentru tradiție. A doua mulțumire este pentru faptul că ați reușit prin cuvintele, prin versurile acestor colinde superbe și mai cu seamă și prin portul acesta al nostru strămoșesc, să readuceți aici întâi spiritul Crăciunului, dar mai mult de atât, ați adus Duhul Crăciunului. E ceea ce noi pierdem adesea. Aducem de spiritul Crăciunului, ne cramponăm prea mult în acest imanent, în această viață belșugată, oba, și ne gândim mai mult la spiritul Crăciunului, dar voi ați adus și Duhul Crăciunului și vă mulțumim pentru acest dar. A treia mulțumire către voi este cea ce vine din cuvintele colindelor voastre. Chiar am fost atent la acest lucru, ne-ați plimbat de la colind străbun la colind autohton, foarte autohton, foarte ancorat și în Bruc și în Colaci, și la un colind internațional. Ne-ați plasat într-o abordare interconfesională, lucru minunat. Să întâlnim nu numai în colind, să ne întâlnim în foarte multe alte contexte, să vedem că ne putem întâlni într-un spațiu al
al acceptării reciproce și al iubirii reciproce, de aceea vă mulțumim în mod deosebit că voi vestiți întruparea, adică ceea ce trebuie să vestească Corintul. Și asta a făcut minunat. De aceea vă felicităm pentru cuvinte și vă mulțumim pentru căldura inimii din care au izvorât aceste cuvinte. La mulți ani! Se obișnuiește, nu? Îndemnați la colaj. Mulțumim încă o dată!